15,124, mai urmează după 124, 0. 0 0 ori. oricât vrei de multe, nu? La B, 21,62, a 30-a cifră e 2. Da. Iar la C, din ce motiv? Grupe de câte două, câte două, 30 în parte la 2. La 2, 15 grupe. 15 grupe, sigur că da. C egal cu 1,2 perioadă 175 și a 30-a cifră ar fi 2. Aici este un pic mai dificil, nu? Da. Cum mai ar trebui? Nu avem descris. Dar ca să ar trebui pe 175 să scrii de câte ori? De câte ori vrei tu. Da. Și acum încearcă tu un mod de a gândi. 1 rămâne de bază, odată scris. Acum până la 30-a cifră, încearcă să-ți conduci mintea să vezi câte cifre ar mai trebui să urmărești. 29. Sigur că da, 29. Deci, practic, ar trebui să spui așa, care este a 29-a cifră din grupajul de 175-175, da? 29 împărțit la 3. Așa. Da. Deci, la 3, de 9 grupe și n-ai acoperit, că tu trebuie să mai pui încă două și cifre. Și mai rămâne încă 2. De restul 2, deci încă 2 cifre din grupa următoare. Deci ar fi 7. Vezi ce frumos este. Foarte tare. Deci la momentul acela când erai un pic în derută, ți-ai spus, stai clipă mai, cum să fac eu? Habar n-am cum gândește autorul. Dar închipuiți că noi suntem la prima lecție așa asta acum. Dar asta te împinge acum să încerci tu individual să faci asta. Pentru că dată, după ce tu faci efortul maxim, așa îl invit pe fiecare dintre elevii care vor urmări filmul acesta și cu orice film vor încerca, deci să înveți individual, să încerci să încerci soluția ei. Și când nu pot și nu pot, atunci îi dau drumul. Deci punctul A și B le-am făcut foarte repede. Punctul ce? Trebuie să determinăm suma primelor 100 de decimale ale fiecărui număr. Corect. Păi la primul ar fi 7, pentru că n-am 1 plus 2 plus 4 și mai este 0. Numai 0 ori sunt. Foarte tare. Făcut-o. Vezi că prindem curaj? Ia să vedem la punctul următor. 28,62 în perioadă ar fi 100 ori 60, nu. O să te împărți la 2. Da, deci tu îți raționamentul până la capăt, așa, ca să crede în tine. 100 împărțit la 2 e 50. Adică sunt 50 de grupe. Da. Adică mai clar, mai insistă. Sunt 50 de al de cât? De 62. Așa, 5 de 62. Și 25 de fiecare. Stai, sunt 50 de 62. Și acum tu trebuie să afli suma acestor tuturor celor 100 de cifre. 6, facem 6 plus 2, 8. Foarte tare, foarte tare. 8 ori? 8 ori 50. 8 ori 50. 8 ori 50. Ce fericită ești acum. Este extraordinar că ai reușit. Vezi, ți-ai condus. Nu știu dacă este rezultatul corect, dar eu acum simt o bucurie extraordinară. Altfel, cum ai mai putut face? Ai focus pe ideea asta că ai adunat primele două 6 cu 2, 8 și îi mulțim cu 50 de câte o să repetă, mi se pare teribil de interesant. Dar puteți spune și de al de 6 că sunt 50
și de al de 2, 50, de 5 ori 6, 50 ori 2. E vorba aceea de distributivitatea mulțirii față de adunare. Tu ai adunat întâi și ai mulțit cu 50. Foarte tare, foarte tare. Extraordinar de frumos. Și acum îți ducem la a treia. Aici putem să adunăm 100, nu, facem 100 minus 1. Așa. 99 împărțit la 3, 33. Bun, 33 de grupe. Da. Și 33 împărțit la 3. De ce împărțit la 3? Că sunt 3 cifre într-o grupă. Adică vrei să afle... sunt 33 de grupe. Închipuiesc că 1 e de 33 de ori, 7 e de 33 de ori, 5 e de 33 de ori. 33 ori 1, da, plus aha. 33 ori 7, plus 33 ori 5. Și plus 1 plus acela. Plus 2 ori. Plus 2 ori. Foarte tare. Sau... puteai să zici 1 și cu 7 și cu 5, că pe modelul dinainte, da? 1 și cu 5, 6 și cu 7, 13. 13 ori? 33. 13 ori 33. Plus 2. Plus 2. Și foarte tare. Hai, spune cinstit, de ce ți-a fost mai frică? Mai la început de care parte? Cred că al treilea, ne-ți speria, nu? Dar ai văzut ce ușor am crescut. Am crescut și am simțit că... Deci, trebuie să-ți spun așa, nu știu dacă te-ai întâlnit vreodată cu un câine fioros. Dacă da, de regulă, câinele citește. Și dacă ți-e teamă, te atac. Dacă ți-e teamă de problema de matematică, ești atacată de problemă. Cum? Cu retragerea ta din problemă. Și atunci ai pierdut tot. Foarte mulți copii nu reușesc la matematică pentru că n-au încredere în ei. Ei nu știu că problema trebuie dominată. Ei nu știu că ei trebuie să, cum să spun, să nu renunțe nicio clipă. Te fac, te rezolv, sigur pot. Mai trebuie să am încredere. Te țin în priză. Am să mă amintesc o chestie formidabilă. Când, știi foarte bine asta, când Petru se afla în barcă, valurile mari, și Mântuitorul, care rămăsese pe mal, vine pe val, mergând pe apă, toți se sperie, zice, auleu, mărucă este, nu se poate, cum se nu se poate. Și Petru ar fi trebuit să se ascundă undeva, într-un colț, ca toți ceilalți. Petru are curaj, spune, Doamne, dacă ești Tu, poruncește și mie. Câtă vreme el a stat cu privirea țintă la Hristos, deci țintă numai la el, a călcat din știi pe apă. Când a încercat să-și dea seama de momentul acesta că se află între valuri și nu știu ce, toate, atunci se scufundă. Așa se întâmplă. Când te încearcă în momentul de neputință, o singură fracțiune de secundă, de neputință și ai părăsit problema. Este lupta îndrăjită, hotărâtă de a reuși. Deci asta este lucrul care trebuie să-l țintă acolo, că te rezolv și știu, pot. Ești curioasă să vedem? Cifră după virgulă? Ia să vedem. Hai să dăm mai departe, unii nu interesează. Păi astea, astea îți pare mai ușor. Pentru Denis. Hai să vedem. Ești fericită că tu ai gândit invers. Da. Ai zis, din 30 dau pe una deoparte, am 29 de urmărit,
3 ori 9, 27. Și până la 29, 2. Aici am făcut invers. Am împărțit, am adăugat pe 1 acolo și până la 30 mi-a trebuit grupa următoare. Deci, iată, moduri diferite. Aici ai fost ți-a dovedit că ești tu originală. Și ai acum bucuria, spune, față de tine, profule, am avut și eu o idee aici. Ce fericită sunt. Bună și a ta, da, și a mea a fost deșteaptă. Da? Hai să mergem mai departe. Deci, să lăsăm să curgă aici, că îmi pare a fi interesant. Cât de loc, da, cât de loc. Final, spunem că a 30-a cifră este cât? Este 7. Deci, a 30-a cifră egal cu 7. Dacă s-a înțeles? Da. Mai am o dată, ca să fie clară pe toată lumea. Deci, eu trebuie să ajung până la câta cifră? Până la a 30-a. Și atunci, zic așa, unul nu se repetă, va trebui să fac din grupe de 175 un număr foarte aproape de cine? Un număr foarte aproape de 30. Un număr foarte aproape de 30 este 3 ori 9, nu? 3 ori 9. Un număr foarte aproape de 29. Așa, că un număr foarte aproape de 30 era 10. Deci aici a fost corigent. Îmi dau seama și... Așa. Și mă gândesc, 3 ori cât se fac aproape 29? 3 ori 9. Deci 9 grupe de acestea îmi completează cât? Îmi completează 27, 3 ori 9, 27 și până la 28. Și până la 30 m-am nevoie de 2 cifre din următorul echipaj. Da? Din al 10-lea echipaj iau 2 cifre și ăsta 7 este al 30-a cifre. Deci iată că am rezolvat problema. Pentru punctul A a fost foarte simplu, a treia cifră a fost foarte simplu. Pentru punctul B a fost un pic mai dificil. Cred că v-a surprins momentul aici, la asta, când punem 000. Vă gândeați, păi da, după 124 pot să pun 0 oricât de vreau eu. Da. Da? Și la 100, așa, 500-a cifră, tot 0 este de aici. La punctul, la B-ul, care este de forma 62, cred că a fost destul de simplu. Pentru ca să ajung la 15, la 30, trebuie să am 15 echipaje de acestea. Și atunci, clar, asta este a 30-a cifră. Pentru ce a fost un pic mai dificil? Pentru că fiind un număr periodic mixt, îți pui problema cum să faci. Iată, eu mi insist acum pe asta. Dacă vă dau un număr, să spunem x egal cu 32,174 pe perioadă, deci 274 pe perioadă, vreau Anca, toată lumea este atentă, vreau pe 123-a cifră. Vreau a 123-a cifră aici. 123-a cifră. Da, după virgulă că da. Sigur că da. Decimală. Am uitat să pun aici x egal cu... X egal cu 5 virgulă. A, 5 virgulă. 5,32. 174 pe perioadă. Facem așa, 123 împărțit la 3. 123 împărțit la 3. Nu. Hai să gândim noi acum. 123 minus 2. Bine. 121 împărțit la 3. Așa. Și dacă nu se împarte exact, rămâne un rest. Atunci, cât e restul? La împărțirea la 3, ce rest poți să-ți dai? Ce rest aștepți tu la împărțirea la 3? 1, 2, 3. 0, 1, 0, 1? 0, 1, 2. 2, fără 3. Da. Că dacă nu merge odată. 0, 1, 2. Și dacă îți rămâne 0, înseamnă că chiar ultima cifră este. Dacă îți rămâne 2, restul este a doua cifră de la 7. Și dacă îți rămâne restul 1, este vorba de prima cifră. Foarte tare, Petrus. Vezi, eu sunt atât de încântat acum, Ioana. Asta ți-a lipsit ție. Deci știința de a crede în tine și de a ajunge să te bucuri de soluția care o dai. Și nu te poți bucura adică dacă încerci așa. Adică spui, acum o fac eu singură. Și dacă te zbuciu și te zbuciu și nu merge, atunci apelezi la profundul. Da? Nu trebuie văzut ca pe un film de ăsta
stau așa și să fac trece timpul cât mai mult. Deci activă fiind, cu dialog cu prof. online, tu ești cea care trebuie să răspunzi, da? Ia să ascultăm. Dacă vă sunteți de acord. Mama forțează mâna. Deci 121. Așa, asta doar de drept. Mama e atât de încântată, încât nu se poate abține. La 40 echipă, 174, da? Mă duc la 40 ani și spun pe următoarea, 140 și... 140 și cât spun? 174. Nu, 174. 174 și din următoarea, da, adică din următoarea iau numai o singură cifră. O să adică pe 1. Insist. Copii. Eu am avut aici nevoie să găsesc cifra. Deci eu insist destul de mult ca să fac să înțeleagă pe cel care nu reușește să aibă nicio idee. Dar tu, Ioana, cum ai înțeles acum și te poți duce totdeauna în fața mea, este spectaculos. Ăsta este modul deci, care trebuie să-l aibă. Asta e atitudinea pe care trebuie să aibă cel care urmește filmul. Deci nu este o atitudine pasivă, ci una activă, concretă.